Ultimul concurent a pășit în casa Mireasa, se numește Silviu și a venit alături de mama lui, doamna, doamna Carmen. Cei doi vin din Germania. Silviu are 25 de ani, este profesor de sport acolo în Germania la o școală de stat și povestea el că au fost de acord cei de acolo să îl lase să lipsească o perioadă, a spus că participă la o emisiune și să se întoarcă sănătos cu, fără soție, dar sănătos să, să fie. Așadar, el este ultimul concurent intrat, o să aflăm mai multe detalii despre ei pe parcurs, cu siguranță o să le vedem de prezentare, cartea de vizită. Sperăm să fie o, un sezon frumos cu foarte multe cupluri formate sincer. Chiar sunt curioasă cum se vor adapta băieții, cât de repede, o să urmeze blind date-urile, așa că așteptăm să le luăm pe toate pas cu pas.